Biografii, memorii. Biografia unei capodopere. Constantin Brâncuș. Tripticul de la Târgu Jiu. Emisiune de Adrian Petrin Genaru. Din cele mai vechi timpuri și până azi, oamenii fiecărei epoci au lăsat în urmă lucrări de artă nepieritoare, capodopere care duc peste veacuri și milenii mărturia cea mai înaltă despre gândul și sufletul celor care nu mai sunt. Din epoca de piatră au ajuns până la noi uimitoarele picturi rupestre din nordul Spaniei și sudul Franței, picturi realizate pe pereții peșterilor cu o măestrie neîntrecută, bizon, cerbi, mamuți, urși. Egiptul antic, cu sfinxul, cu piramidele, cu picturile murale și sculpturile sale vestite, Grecia antică, Roma, catedralele gotice, Renașterea, fiecare moment al civilizației omenești este marcat de opere artistice de vârf, care fac parte astăzi din conștiința întregii omeniri, sunt bunuri ale unui tezaur sufletesc comun. Civilizația modernă se recunoaște și ea în opera celor mai generoși și mai adevărați dintre artiștii secolului 20. Printre aceștia, printre primele nume aflate la loc de cinste pe toate meridianele lumii, un român, sculptorul Constantin Brâncuș. Personalități marcante ale artei și culturii contemporane evocă în cuvinte elogioase și emoționante arta sculptorului român. Jean Cassou. Acest înțelept, acest primitiv, rămâne una din cele mai mari figuri ale artei din toate timpurile. Opera sa, zidită sub semnul unei profunde umanități, cucerește pe măsura trecerii timpului milioane de admiratori în întreaga lume. Alfred Barr. Constantin Brâncuș este unicul sculptor din colecția Muzeului de Artă Modernă din New York, căruia i-a fost consacrată o galerie specială. Marie-Noëlle Pradel. Brâncuș este singurul artist al cărui atelier a fost reconstituit în Muzeul de Artă Modernă din Paris. Această reconstituire nu trebuie considerată ca o fantezie muzeologică. Toți cei care l-au iubit pe bătrânul maestru știu că atelierul său era mai mult decât locul unde trăia un înțelept și un artist. Brâncuș îl concepuse ca pe o proiectare a propriei sale ființe. Lunacharsky. Brâncuș este un maestru minunat. Locul său este în frunte printre cei mai remarcabili sculptori. Giulio Carlo Argan. Poziția lui Brâncuș în cadrul artei contemporane este cu totul unică. Este singurul artist din zilele noastre care a ajuns până la originea, la rădăcina lucrurilor, la frontiera dintre real și sacru. Carola Gideon Welker. Arta lui Brâncuș atinge sfere universale, izvorând din ce în ce mai mult din pământul și folclorul bogat al țării sale, dezvoltându-se ca un arbore măreț care se ridică de la baza sa orizontală pe rădăcini subterane într-un elan vertical spre o splendoare aeriană și luminoasă. Werner Hofmann. Pentru mine, Brâncuș este cel mai mare, cel mai universal sculptor al secolului nostru. El se situează la înălțimi de puritate pe care nu le-a mai atins nimeni. În 1963, numărul 17 al revistei italiene Arte Club publică însemnările de călătorie ale cunoscutului critic și istoric de artă Mario Del Micheli, sub titlul În câmpiile Olteniei, în România, se înalță cel mai însemnat complex monumental al artei contemporane. Masa tăcerii,
poarta sărutului, coloana fără sfârșit. Marele renume de care se bucură în lumea întreagă complexul de la Târgu Jiu nu este lipsit de o anumită aureolă de taină. Parcă pentru a-și îndreptăți și în felul acesta numele, dintre toate lucrările lui Brâncuș, în pofida maiestoasei ei simplități, Masa Tăcerii se arată a fi cea mai puțin comentată și, implicit, cea mai puțin înțeleasă. Despre originile ei, Vasile Georgescu, paleolog, vechi prieten și admirator al marelui artist, își amintește. Chiar de la începutul instalării sale în atelier, Brâncuș a conceput Masa Rotundă. Era o masă mare, potrivită cu vastitatea atelierului. Nu avea niciun fel de picior, nici bordura anume. Un simplu trunchi de cilindru turnat în gips cenușiu. Masa servea drept suport pentru operele sale, dar și pentru nevoile gospodărești sau ca loc de primire pentru musafirii bineveniți. Aici s-au purtat de-a lungul anilor dezbaterile prietenești care făceau parte integrantă din atelier. Aici s-au așezat pe rând poetul Apollinaire, pictorul Fernand Léger, arhitectul Le Corbusier, poetul Blaise Sandrard, pictorul Modigliani, compozitorul Eric Satie, naivul Rousseau Le Douanier și atâția alții dintre cei care au format și alimentat vestita École de Paris. O pasăre măruntă pe umărul unui înger, ei lui Rousseau naivul un imn de slavă-i cântă. Mișcările omenirii pierd amintiri în hău, ca un vapor pe valuri, la fund păreri de rău. Rousseau, tu nu ne auzi spre noi, te salutăm cu toții, Delaunay și soția, domnul Cheval și cu mine, și fă să treacă nevăzute bagajele noastre la vămile cerului. Îți vom aduce pensule, culori și pânze, pentru ca sfințitele tale tihne, într-o desăvârșită lumină, să le petreci precum atunci când împăcuși portretul, pictând stelelor chipul. Te uiți lung, poete Apollinaire, de parcă ai fi prima oară în atelierul meu, a? Ce vezi? Mă gândesc, ce însemnează forța originalității? Te-ai instalat într-o baracă ieftină cu luminator, ca toate astea din jur, și totuși nu mai seamănă cu nimic. Pare o locuință inventată de tine. Uite, mă uit la buștenii ăștia, la bolovan, la cuptorul ăsta alb de cărămidă spoită, da, la topoarele tale uriașe. Parcă aș fi în atelierul zeului Vulcan. E ceva unic în lume, sunt sigur. Cum să fie unic? E așa cum îmi trebuie mie ca să pot trăi aici, la Paris. Dacă o să mergi vreodată în România, du-te la munte, în Carpați. O să găsești case de astea cu sutele. Și bunicii și străbunicii mei tot așa trăiau. Dar nu e un spațiu arhaic aici, nu. Din contră, e foarte modern și asta e de mirare. Și sculptura ta e la fel. Avea dreptate Rousseau. Tu, Brâncuș, ai transformat anticul în modern. Excelentă definiție, Modigliani. Cu două vorbe, bătrânul Vameș a descifrat tainele artei tale. Ți-a pătruns misterul? Ne, de când tot dibuiam. Am încercat când o formulă, când alta, nimic nu se potrivea. Dar de ce căutați formule obscure și mistere în lucrul meu? Eu vreau să dau bucurie, bucurie adevărată. Uite, mă străduiesc să-ți prind portretul și nu reușesc. Dacă barba ți-ar fi argintie și nu neagră, te-aș face ca un profet de demult. Aici la tine am găsit artă ca la începutul începuturilor. Mă simt privilegiat, mă simt onorat, sunt emoționat că mă aflu printre voi. Știi ce zicea Pascal? Nu mai fi căutat dacă nu mai fi găsit de mult. Eu am făcut sculptură în ceară, în argilă. Niciodată n-am cioplit direct de la început în piatră. Cioplitura directă este adevăratul drum în sculptură, dar e un drum rău pentru cei care nu știu să meargă. Menirea artistului e să atingă necunoscutul, să bâșbâie întunericul întunecat al subconștientului. Simplitatea e totul. Trebuie să te exprimi simplu. Simplitatea nu poate fi un scop în artă. Ajungi fără voie la simplitate, apropiindu-te de sensul real al lucrurilor. Am uitat să vă spun, zilele trecute a venit la mine Marinetti și m-a invitat să semnez manifestul futuriștilor, să cerem distrugerea trecutului. Și ce ai făcut? L-am refuzat. De ce? Nu știu. Era ca și cum mi-aș ucide mama. Eu caut unitatea.
Caut veriga care să ne lege de marea arta trecutului, de la bizantin și boticeri până la Brâncuș. Dar Brâncuș s-a ridicat împotriva renașterii. A spus că sculptura lui Michelangelo e un fel de biftec în marmură. Da, da. Un biftec teribil pe care urmașii lui Michelangelo l-au sleit de tot. Ajunge. Ne găsim cu toții la sfârșitul unei epoci. Trebuie să trecem mai departe, dincolo de aparențe. Orice imitație a suprafeții naturale este fără viață. Mă voi transforma. Mă voi transforma, voi deveni din nou un începător, un student. Vreau să mă reîntorc la copilărie, la copilăria omului. Copii suntem toată viața, Modiliani. Când nu mai suntem copii, suntem morți. Și totuși, Brâncuș, care e țelul tău? Unde vrei să ajungi? Ce să-ți fac teorii? La ce bun? Teoriile sunt eșantioane fără valoare. Numai acțiunea contează. Da, acțiunea. Eu fac poezii, Modigliani pictează, Brâncuș face statui și Michelangelo făcea statui. Vezi, mă întreb care este deosebirea. Dragă Brâncuș, ai încercat vreodată să sculptezi un nud? Nudurile în artă sunt mai puțin frumoase decât o broască vie. Dar o fată vie poate fi ceva mai frumos. Da, o altă fată mai frumoasă decât ea. Cu asta cred că ești de acord și tu, Brâncuș. Știți ce spune un cântec de la mine, din Oltenia? Doamne, nu-i bine de omul frumos că se duce în groapă tot mai păcătos. Doamne, nu-i bine de omul pocit că se duce în groapă cu sufletul zdrobit. Atunci cum e bine? Voi ce ziceți? De la această masă rotundă a discuțiilor între prieteni, drumul către ideea și denumirea de masă a tăcerii trece, pare-se, printr-un episod italian. Într-o lungă călătorie făcută în Italia, sculptorul l-a cunoscut pe istoricul și filosoful român Vasile Pârvan. După opinia aceluiași paleolog, noua semnificație pe care o capătă în gândul lui Brâncuș, masa rotundă, se datorește acestei întâlniri. Începând de atunci, sculptorul i-a spus mesei sale rotunde, masa tăcerii. Proiectul monumentului de la Târgu Jiu s-a născut mai târziu, în alte împrejurări, când la întoarcerea din călătoria făcută în India, Brâncuș primește comanda pentru Târgu Jiu. Despre toate acestea discută îndelung cu prietena sa, irlandeza Eileen Lane. Ce ai făcut în India, dragul meu? Un tânăr indian, Maharajah, care studiază la Cambridge, a cumpărat pasărea măiastră. Da. Mi-a cerut să merg la el să-i fac un templu în care să adăpostească pasărea. Un templu indian? Nu, un templu anume pentru ea, așa cum îl gândesc eu. Dar e formidabil! Un templu pentru o sculptură modernă. E fabulos, Eileen. Numai în India se poate naște o asemenea idee. Ți-a plăcut acolo? Nu te-ai simțit copleșit? Ceea ce admir în India este vitalitatea enormă, cu adevărat copleșitoare. Da, e o lume ciudată, cred. Îmi vine greu să-mi o și închipui. Când spui că ai venit din India, mi se pare ca și când ai spune că vii dintr-un bar. Am fost acolo la o recepție cu 200 de musafiri. La plecare, fiecare dintre noi am primit câte un trandafir. E adevărat că au palate de aur și de fildeș? Nu știu, poate că da. Eu am găsit acolo o bogăție mai mare decât aurul. Care? Înțelepciunea. Am găsit în India demnitate fără trufie și amabilitate fără slugărnicie. Te vei întoarce acolo? Da, la anul. Am văzut terenul, trebuie să fac planurile, macheta. Anul viitor voi ridica edificiul. Atât de târziu și eu care credeam că o să mă iei și pe mine. Pe tine te iau, da, în unde? Altă parte. Când? Foarte curând. Am primit o scrisoare din partea miliției Pătrașcu din România, o știi, nu? Am auzit că ți-a fost elevă. Da, a lucrat la mine. Pe atunci îi spuneam mitic. Dar asta nu e nume de băiat? Ba da. Dar îi ziceam așa ca să pot să o cert ca pe orice ucenic, să învețe. Și te invit acum într-o vacanță la București? Nu în vacanță. Îmi transmite o invitație minunată. Să lucrez.
Să fac un monument, un ansamblu monumental. La București? Nu, 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 mai departe, la Târgu Jiu. Aha. În ținutul în care m-am născut. Și vrei să-l faci? Da, bineînțeles. Va fi primul monument public al lui Brâncuș. Și-l voi face pentru țara mea, pentru ai mei. În 1967, criticul Petru Comarnescu venea cu o comunicare deosebită menită să pună în lumină originile folclorice ale mesei tăcerii. La Muzeul de Arheologie din București se află printre sutele de obiecte care sunt mărturie despre viața și civilizațiile ce s-au desfășurat pe pământul nostru, o măsuță rotundă de lut din epoca pietrei șlefuite. Masa de la Cășcioarele, de lângă Oltenița, nu este ceva izolat și întâmplător. Ea reprezintă prototipul neolitic al meselor care au continuat peste milenii să fie folosite de populațiile pământului nostru. O regăsim și azi în multe case țărănești din întreaga țară. O vedem și la Muzeul Satului, dacă cercetăm interioarele unor gospodării din comunele Argeșului și Oltului. Profund legat de tradițiile patriei, de folclorul și stilistica artei populare, Brâncuș a dat mesei tâlcul ei străvechi, acela de loc de reuniune a familiei. În ansamblul de monumente de la Târgu Jiu, masa tăcerii are și un sens de reculegere, de meditație recunoscătoare față de strămoși, față de cei care au dus și dezvoltat viața de-a lungul vremurilor pe acest pământ al nostru. În contextul acesta, masa de piatră, desăvârșită ca formă, își capătă sensul culminant, devine simbolul vieții obștești de pe pământul nostru și este legată prin poarta sărutului de coloana fără sfârșit, care în multiplele ei semnificații o are și pe aceea mărturisită de Brâncuș însuși. Ea amintește fiecarei noi generații îndatorirea de a crea, de a construi cât mai sus, cât mai înalt, cât mai măreț. Masa tăcerii este așezată într-un luminiș din parcul orașului Târgu Jiu, în partea mărginită de albia largă, întunecată, a râului căruia orașul îi poartă numele. De cealaltă parte, foarte aproape de intrarea în parc, se află poarta sărutului, iar coloana se ridică mai departe, în mijlocul unui spațiu verde, golaș, distanțat de parc, printr-un întreg cartier orășenesc. De la masă la poartă, perpendicular pe cursul Jiului, se deschide o alee largă, dreaptă, străjuită de copaci cu frunzișuri bogate, în prelungirea căreia linia dreaptă ne duce direct la coloana infinită. Privind de la masa tăcerii peste arcada porții sărutului, coloana s-ar putea chiar vedea ca o fină verticală la orizont, exact pe axa celorlalte două lucrări, dacă masiva construcția bisericii, terminată ulterior, nu s-ar interpune oprind complet vizibilitatea. Concepute împreună, așezate pe aceeași axă, cele trei monumente se susțin și se amplifică reciproc într-o comunicare ce se stabilește atât între ele cât și cu întreg spațiul înconjurător. Să încercăm să pătrundem în acest spațiu de corespondențe tainice pentru a-i desluși înțelesul. Jiul își rostogolește la nesfârșit apele sale. Copacii din apropiere își tremură ușor crengile înfrunzite. Pe mal, o masă și 12 scaune. Liniștea în jurul lor devine deodată întreagă. O puternică senzație de materialitate, de perceperea volumului, a greutății și consistenței sale, se degajă din masivitatea grațioasă cu care aceste forme apasă pământul. O materialitate calmă, senină, o eternitate a materialului, care e în același timp o eternitate a mișcării și armoniei. Căci pe cât de material e acest univers de pietre dure, pe atât de perfectă e mișcarea neîntreruptă a rotunjimilor lor, linia lor curbă, linia curbă a marilor spații. Cerc peste cerc, cerc lângă cercuri, cercuri în jurul cercului. Calmul și certitudinea cosmosului
au coborât parcă înaintea noastră pe iarbă. Iată piatra, iată materia rotunjită de neîntrerupta ei mișcare, dezvoltându-se solemn în spațiu și în timp. Văzute de sus, cele 12 cercuri ale scaunelor par sateliții cercului mare din centrul orbitei. Sau un cadran, cadranul unui ceas cosmic cu cele 12 ore ale lui. 12 pietre, 12 fragmente de materie, 12 fragmente de timp. La fel de rotunde orele ca și ziua, la fel lunile cu ani. Și aceeași divizibilitate care le măsoară pe toate. Cercul bolții de sus se reflectă în piatră cu cele 12 constelații ale sale și zodiacul devine un sobor de sfinși. Să ne așezăm o clipă alături pe mal. De o parte, curgerea neîntreruptă a râului acesta abia coborât dintre munți. De cealaltă, masa și scaunele lui Brâncuș. Așa cum sunt suprapuse, cele două pietre centrale ne înfățișează cu exactitate două pietre de moară. Aceeași e roca zgrunțuroasă din care au fost tăiate, aceeași e forma lor circulară, aceleași sunt chiar și dimensiunile. Cu astfel de pietre și-au măcinat prin veacuri boabele hranei de fiecare zi și părinții și străbunii lui Brâncuș. Roțile multora dintre morile lor țărănești se învârteau mânate de apele Jiului, lângă care avea să-și le rânduiască și el pe cele de acum. Masa tăcerii. Două pietre de moară una peste alta, iar în jurul lor 12 scaune, care văzute din profil, nu sunt altceva decât niște clepsidre. Acționată simbolic de curgerea aceluiași Jiu, moara timpului macină stele și stânci, frunzișuri și nori, ore și ani. Norii se fac fluvii, munții se fac câmpie și pleacă să întâlnească mările, mările se fac nori și pleacă să îmbrățișeze alți munți. Timpul le face pe toate consumându-le și le consumă pe toate făcându-le. Moara timpului e în același timp propria ei masă. Un luminiș tăcut cu câteva pietre cioplite și rânduite de mâna unui om. În preajmă, copacii, norii, turmele de uriași ale parângului și retezatului, luciul întunecat al Jiului ca o spinare de țipar. Privirea se întoarce la masa lui Brâncuș cu pietrele ei de moară și cu pâlnile de clepsidră prin care se scurge la infinit nisipul secundelor noastre. Ar putea începe cu altceva, un monument care se sfârșește cu infinitul? Timpul ceva fără de început, spunea un poet. Uimitorul complex brâncușian de la Târgu Jiu începe cu ceea ce este fără început pentru a sfârși cu ceea ce este fără sfârșit. Dar între început și sfârșit, între masa tăcerii și coloana infinitului, este poarta sărutului. E viața. Două coloane groase, paralelipipedice, sprijină de o parte și de alta o arhitravă mai groasă decât ele. Lucrată tot din piatra aspră de moară, în volume mari, stabile, poarta sărutului este de o materialitate la fel de pregnantă ca și masa tăcerii. Încă din versiunea sa anterioară, sărutul, așezat ca piatră funerară la căpătâiul unei prietene în cimitirul Montparnasse, afirma viguros continuitatea vieții. Reducea moartea, cu un optimism de cea mai autentică sursă populară, la condiția de Sisif. În liniștitul sălaș al morții, în locul unde și vorbele și pietrele și florile sunt fiecare și de fiecare potrivite pe măsura ideii de odihnă veșnică, de descompunere implacabilă, de resemnare și rupere din viață, Brâncuș aducea acest fulger perpetu de optimism păgân, de robustețe, de triumf al vieții și dragostei asupra morții. Diferitele elemente ale corpului și feței celor două ființe îmbrățișate constituiau doar o reprezentare simplă și generalizată a lor, nu din vreo dorință arbitrară a sculptorului, ci pentru că ele nu trebuiau să semene cu ale nimănui luat în parte. Ele trebuiau să fie ale tuturor bărbaților și tuturor femeilor de pe tot pământul și dintotdeauna. Iată deci în ce măsură o primă și atât de curajoasă stilizare era dictată de conținutul operei. Își găsea expresie în îmbrățișarea bărbatului și a femeii, în contopirea lor, opoziția în unitate la scara întregii umanități. Pe de altă parte,
generalizarea din sărutul reprezenta numai unul dintre aspectele unității universale a contrarilor. Pentru a da expresie plastică cele mai cuprinzătoare unități, pentru a atinge coarta sau o asemenea treaptă a adevărului, un asemenea orizont al realității, stilizarea trebuia supusă la un ultim efort, o reducere care, păstrându-i semnificațiile, să le ducă încă și mai departe. Ajuns la un nivel de sintetizare care angajează direct zonele cele mai dificile ale filozofiei și esteticii contemporane, sărutul trece de la oglindirea unora dintre realitățile lumii concrete a ființelor și obiectelor înconjurătoare la întruchiparea plastică a înseși legilor fundamentale ale existenței. În conexiunea complexului monumental de la Târgu Jiu, viața este privită în întregul ei, în marele ei raporturi cu materia, cu timpul, cu noțiunea de infinit. Pe ultima treaptă a drumului de la particular la universal, cele două figuri contopite în sărut au devenit în structura nouă a porții două jumătăți ale unui cerc. Un cerc însă care reușește să semene și cu o planetă și cu o floare și cu însuși cuplul îngemănat de la care s-a pornit. Devenind expresia plastică a tuturor fețelor acestei opoziții, după ce a fost concentrat în ultima stilizare, cuplul ne întâmpină identic de pe fiecare față, de pe fiecare latură a masivelor coloane. Formele vieții sunt multiple și totuși aceleași în esența lor, zice fără cuvinte poarta. Uitându-te bine, arhitrava porții cu motivul sărutului încrustat de jur împrejur într-o stilizare puțin diferită, amintind atât de prima versiune cât și de cea săpată mare în coloane, nu este altceva decât o tradițională ladă de zestre existentă în fiecare casă gorjănească cu fată de măritat. O ladă interpretată aici și pentru sugestiile ei formale și poate și pentru ideea de povară și de conținător. Cele două coloane, o poartă, așa cum oricare dintre femeile din partea locului își poartă pe cap drepte, mândre, de la ogor acasă și de la un sat la altul, cele mai diferite poveri. Viața ni se arată parcă întreagă cu bogăția și povara ei. Ea include în fiecare din treptele ei zestrea tuturor treptelor precedente. Viața celor de azi poartă în spate această bogăție și o duce mai departe, adăugându-i rodul propriilor zile. O duce mai departe cu acel sentiment de bucurie impetuoasă pe care le exultă motivul sărutului, repetat miniatural ca într-o cunună sărbătorească sau ca o horă în care toate perechile se sărută deodată și mereu. Pentru a evoca un moment, un instantaneu oarecare, compozitorul se simte slujit perfect de mijloacele unui cântec oarecare. Dar pentru a asculta glasul destinului și a-l face auzit, el nu se mai poate opri la romanță și pătrunde cu lovituri grele de miner în abatajele Sinfoniei a V-a. Poarta sărutului este o asemenea Sinfonie a V-a a sculpturii. În aceeași măsură în care nu este întâmplătoare liniștea umbroasă din jurul mesei și imediata vecinătate a râului, nu este întâmplătoare nici așezarea porții aproape de forfota drumului. Nu la intrarea parcului, cum se scrie de obicei, ci câțiva metri mai spre interior, pentru a evidenția caracterul ei neutilitar. Dar totuși, foarte aproape de stradă, văzând-o și fiind mereu văzută de ea. Strada cu mișcarea liberă și firească a vieții, cu vorbele și râsetele amestecate ale oamenilor, cu iubirile, grijile și înfruntările lor. Și nu e întâmplătoare nici conceperea monumentului central al tripticului ca o poartă. O poartă prin care nici nu intri bine, ca ai și ieșit, ca prin oricare alta. O clipă doar, o clipă care fiind viață, faptă omenească, te mută din tăcere în infinit. Dimensiunile lumii, sensul și perspectivele existenței, coloana fără sfârșit, ultimul monument al tripticului, ni le situează în domeniul infinitului. Verticalitatea impecabilă a vertebrelor ei contopește infinitul cu certitudinea și demnitatea. Nu haosul și nu neantul se află în spatele, înaintea și în jurul nostru, ci succesiunea infinită a ciclurilor în ascensiune. Fiecare octaedru al coloanei are un punct de formare, o extindere maximă și un punct de sfârșit.
dar fiecare sfârșit e în același timp începutul ciclului următor, care se sprijină pe el și se înalță deasupra pentru a fi la rândul său bază altuia și așa mai departe, mai sus, tot mai sus. Se însumează ritmul acesta vârstele noastre, generațiile, erele, lumile. Zigzagul întâmplărilor, aruncările de la o extremă la alta, nu sunt anarhice decât privite prea de aproape. Dinamica ciocnirilor cele mai libere se subordonează în mare unei arhitecturi, unei legități obiective, se subordonează unei înaintări neîncetate a ansamblului și unei aspirații care depășește fără încetare această înaintare. Înaltă de 30 de metri, ridicându-se zveltă și singuratică în mijlocul unui spațiu neted și destul de întins, coloana infinitului pare că țâșnește direct din pământ pentru a sprijini cu celălalt capăt cerul. Privim timpul pe această verticală a infinitului și regăsim cunoscute, suprapunându-se, clepsidrele din jurul mesei tăcerii. Linia dreaptă, bulevardul care unește cele trei monumente ale ansamblului, se închide mental într-un cerc fără început și fără sfârșit. Scaunele au devenit acum frânturi de infinit. Osip Zadkin. Coloana fără sfârșit va rămâne simbolul gândirii care dorește să scape de mediocritate și se înalță în marele spațiu al filosofiei. Brâncuș era un mare sculptor care știa să extragă obiectul din fondul întunecat al geologiei și să-l facă să strălucească asemenea stelei polare ce luminează drumul pietros al sculpturii. Ionel Jianu. În principalele teme ale lui Brâncuș se regăsește reîntoarcerea la izvoarele celor mai vechi tradiții conservate de țăranii români. Acesta este aportul original al artei sale. El ne-a îngăduit să susținem teza că arta lui Brâncuș exprimă modul țăranului român de a gândi lumea. Tradiția aceasta nu este o referință exterioară, ci un element constitutiv al filozofiei lui. Mircea Eliade. Este semnificativ că Brâncuș a regăsit în coloana fără sfârșit un motiv folcloric românesc, columna cerului, care prelungește o temă mitologică atestată încă în preistorie și care, printre altele, este destul de răspândită de-a lungul lumii. Columna cerului susține bolta cerească, altfel spus este o axă a lumii, care îi se cunosc nenumărate variante. Columna Irminsula străvechilor germani, stâlpii cosmici ai popoarelor nord-asiatice, arborele cosmic, etc. În folclorul românesc, în orice caz, columna cerului reprezintă o credință arhaică. Un colind din Rasova, județul Constanța, redă ideea stâlpului de piatră care sprijină cerul. Ei să-l tară și zburară, cu norii s-amestecară, jos, mai jos că se lăsa, pe stâlp de chiatră cădea când acolo că ajungea. Într-un alt colind, de data aceasta moldovenesc, se spune: de când cerul s-a făcut și pământul s-a născut, cu patru stâlpi de argint predesubt e sprijinit, pământul l-a înverzit și cu flori l-a acoperit. Legenda comunei Stâlpu din Buzău vorbește de un stâlp miraculos de la care s-ar trage numele comunei. Același lucru îl spune legenda locală și despre numele comunei Stâlpu de lângă Panciu, județul Vrancea, care ar veni de la un stâlp ce stăpânea crugul cerului. Pe fundul unui vas de lut preistoric de la Turdaș, din Transilvania, s-a descoperit reprezentarea schematică a două coloane ale cerului. Motivul incizat pe fundul vasului reprezintă un altar cu două coloane, analog altarului cu două coloane gravat la Uruk, Mesopotamia, pe un cilindru în stil Jenidet Nasi. Asemenea, altarelor cu două coloane de la Bokhaz Keni, altarelor cananeene cu coloane solare din textele Vechiului Testament sau altarelor solare cu două coloane sau două obeliscuri din templele din Egipt. În 1968, cu ocazia săpăturilor arheologice de la Căscioarele, de unde provine și masa rotundă la care se referea Petru Comarnescu, profesorul Vladimir Dumitrescu a descoperit și resturile a două mari coloane de lut pictate cu motivul spiralei fugitive continue.
Coloanele acestea au fost construite pe trunchi de arbori, care au fost apoi scoase din coloane. Aceasta ar putea indica o relație și mai directă între mitul stâlpului sacru și aceste coloane. Urmărind evoluția motivului coloanei cerului de-a lungul vremurilor la noi, profesorul Romulus Vulcănescu spune: pe teritoriul Daciei anteromane apar de timpuriu elemente ale unui complex cult dac. Printre elementele ce țin de acest cult, un loc important revenea arborelui cosmic și coloanei cerului. Coloanele dace cu motivele geometrizante ale arborului sacru dac se leagă organic de stâlpii daci de pe columna lui Traian. Tradiția românească păstrează până târziu numeroase forme de stâlpi mitici derivați din coloana cerului: stâlpul de naștere, brazii sau stâlpii de nuntă, stâlpii funerari din sudul Transilvaniei și Mehedinți, stâlpul călușarilor. Dar, așa cum remarcă Mircea Eliade, la Brâncuș nu mai este înălțarea spre cer a cosmologiilor arhaice și primitive, ci țâșnirea într-un spațiu infinit. El își botează columna sa fără sfârșit. Nu numai pentru că o asemenea columnă nu ar putea fi niciodată terminată, ci mai ales deoarece ea se iscă într-un spațiu ce nu poate avea limite. Este același spațiu în care zboară păsările măestre. Din vechiul simbolism al coloanii cerului, Brâncuș n-a reținut decât elementul central: înălțarea ca transcendere a condiției umane. Neepuizându-și niciodată sensurile, inspirând meditații și poeme, coloana fără sfârșit este evocată de la un capăt la altul al lumii. Jean Arp. Părăsind ieri atelierul coloanei fără sfârșit, cam 30 de ani ar zice calendarul că sunt de atunci, am smuls cu mâna o mână din cerul de flăcări al serii. Se strâmba și râdea pe socoteala mea, dar eu îl devoram. A fost întâia și cea din urma a mea vizită la Brâncuș. Sub înțelesul acesta poate fi oare înțeles? N-am să arăt cu risipă de vorbe de ce nu m-am mai reîntors la el și n-am să vă vorbesc azi decât de profunda mea prețuire pentru Brâncuș. Einer Bragi. Întrebatul am ades pe maestrul Brâncuș, stând în fața coloanei fără sfârșit și arătând spre cer. Și niciodată n-am primit decât același răspuns omenesc: uită-te în sus, dar niciodată nu uita, prietene, că însuși nesfârșitul cel înalt obârși așa are tot jos pe pământ. Odată, povestește Jean Robert Foster, în pădurea de la Saint-Germain, Brâncuș mângâia un trunchi de copac și spunea: acesta e fratele meu. Cu doar o mică schimbare în plămadele mele, aș putea prinde rădăcină în pământ, să cresc motivele în loc să le cioplesc în marmură. Se va din mine ar naște o nouă formă de trunchi de copac. Mi-aș întinde ramurile deasupra îndrăgostiților când stau culcați pe așternut de frunze. Printre nenumăratele omagii aduse artei lui Brâncuș, versurile lui Lucian Blaga traduc în limbajul metaforei poetice marea metaforă a sculpturii sale. În vântul de nimeni stârnit, hieratic Orionul te binecuvântă, lăcrămându-și deasupra ta geometria înaltă și sfântă. Ai trăit cândva în funduri de mare și focul solar l-ai ocolit pe de-aproape. În păduri pluditoare ai strigat prelung deasupra întâielor ape. Pasăre ești sau un clopot prin lume purtat? Făptură ți-am zice, potir fără toarte, cântec de aur rotind peste spaima noastră de enigme moarte, tăinuind din tenebre ca-n povești, cu fluier părelnic de vânt, cânți celor ce somnul și-l beau din macii negri de sub pământ. Fosfor cojit de pe vechi oseminte, ne pare lumina din ochii tăi verzi. Ascultând revelații fără cuvinte, sub iarba cerului zborul ți-l pierzi. Din văzduhul boltitelor tale amiezi, ghicești în adâncuri toate misterele.
Înalță-te fără sfârșit, dar să nu ne descoperi niciodată ce vezi. Oameni de cultură și artă din întreaga lume apreciază complexul de la Târgu Jiu ca fiind cel mai important monument al artei contemporane. Amploarea sensurilor sale, înălțimile intelectuale pe care le vizează, ca și forța emoțională a formelor sale sculpturale, fac ca acest prestigiu să rămână intact. Să nu uităm însă cea mai mare dintre minunile pe care le înfăptuiește aici geniul lui Brâncuș: spunerea unor lucruri care nu sunt accesibile nimănui într-o limbă accesibilă tuturor. Infinita mișcare a existenței în timp și spațiu a fost întruchipată plastic doar cu câteva imagini luate din viața de toate zilele a locurilor natale: o masă, o poartă, un stâlp. Tot atât de reprezentative pentru epoca noastră, prin forță, grație și originalitate, ca și Partenonul pentru epoca anticilor elini, coloana infinită, poarta sărutului, masa tăcerii, cristalizează în forme de universală expresivitate un strălucit aport al sufletului poporului român în cultura lumii moderne. Ați ascultat biografia unei capodopere, Constantin Brâncuș, tripticul de la Târgu Jiu, emisiune de Adrian Petringenaru. Au interpretat Silvia Popovici, Tina Ionescu, Dinu Ianculescu, Virgil Ogășanu, Dan Damian, Matei Gheorghiu, Nicolae Pomoje, Mihai Niculescu.